De Ziua Mondială a Sănătății, voluntarii Asociației Mode of Life au dat startul unui program menit să protejeze apele și râurile din Mehedinți. În cadrul programului sunt implicați elevi din trei țări, România, Bulgaria și Grecia, autorități locale și județene, dar și voluntari pregătiți să contribuie la curățarea apelor. Reprezentanții Asociației Mode of Life au inițiat un proiect menit să combată poluarea apelor din județul Mehedinți. Elevi și reprezentanții asociației s-au reunit astăzi cu voluntari din Serbia și Grecia pentru a stabili planul activităților pe care le vor desfășura timp de 8 zile în județul nostru. Acest proiect reprezintă pentru mine o metodă foarte bună de conștientizare a populației despre ce se întâmplă cu apele noastre, pentru că nivelul de poluare a crescut foarte mult și toată lumea ar trebui să știe că acest lucru nu aduce niciun beneficiu lumii în care trăim. De ce te-ai implicat în acest proiect? Pentru a ajuta oamenii, în primul rând, și pentru a ecologiza lumea, să determinăm lumea ca să ecologizeze cât mai mult. Acest eveniment de 8 zile este organizat de Asociația Mode of Life din Drobeta Turnu-Severin, cu finanțarea Comisiei Europene, bineînțeles, prin cadrul programului Erasmus+. La activitate iau parte un număr de 21 de tineri participanți din România, Bulgaria și Grecia, care vor participa la diferite ateliere legate de poluarea apelor în general, cu focus pe poluarea cu plastica apelor, ateliere de analizare calității și a proprietăților apei, ateliere de educație interculturală, totul bazat pe metode de educație non-formală. Demersul asociației este sprijinit și de reprezentanții ai autorităților locale. Consider că încă de la vârste fragede este foarte important ca tinerii să conștientizeze că trebuie să se implice în activități de ecologizare și de decontaminare a mediului înconjurător. Astăzi este și Ziua Internațională a Sănătății și apa, fiind un element esențial pentru viață și implicit pentru sănătatea noastră. Mă bucur că tinerii voluntari din Grecia, din Bulgaria și din România au ales această zi pentru a face pas cu pas o importantă schimbare în zona de ecologizare și de păstrare a mediului înconjurător, pentru că cu toții beneficiem de pe urma acestei resurse importante, și anume apa. Este un proiect extrem de important, nu numai pentru tinerii din cele trei țări participante, din Grecia, din Bulgaria și din România, dar este un proiect important și pentru restul populației, pentru că cu toții trebuie să știm, să învățăm sau să reînvățăm o parte dintre noi ce înseamnă, pe de o parte, să avem grijă la consumul de apă, pentru că resursele naturale sunt limitate, dar pe de altă parte să fim foarte atenți la tot ceea ce înseamnă poluarea mediului, pentru că asta devine o problemă din ce în ce mai stringentă și mai presantă la nivel mondial. În ceea ce privește sprijinul acordat de către Primăria Municipiului Drobeta Turnu-Severin la implementarea acestui proiect, pot să vă spun că tinerii astăzi vor merge într-o vizită la stația de tratare a apei care aparține SECOME, s-a aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin. Obiectivul principal al proiectului cu apele curate este de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la risipa de apă, precum și cu privire la poluarea râurilor.